cum vezi partida de mâine cu Rapid? Un meci greu, ca întotdeauna. În primul rând că, să zicem, este ultimul meci din acest an și sperăm să nu fim cu gândul în altă parte, dar va fi un meci dificil. Întotdeauna contra celor de la Rapid am avut meciuri dificile. Sperăm să facem un meci complet și să luăm toate cele 3 puncte. Vă așteptați ca suporterii să fie prezenți și mâine, fiind ultimul meci al anului? Cu siguranță, jucăm acasă, au fost tot timpul alături de noi acasă și sperăm să vină și la acest ultimul meci și să ne bucurăm la final. Ce ar însemna pentru voi să terminați anul pe poziție de play-off? Ăsta ar fi obiectivul principal în momentul ăsta. Da, într-adevăr, acesta este obiectivul nostru, să rămânem în play-off, dar în primul rând avem meci mâine și 3 puncte sunt importante. Să zicem că acesta este noul obiectiv pentru meciul de mâine. Cum ai caracteriza anul din punctul tău de vedere? Că te-ai confruntat și cu niște probleme medicale. În prima jumătate anului ai devenit campion cu Faro? Da, a fost un an bun. Pot să zic pentru mine special, a fost un an bun, chiar dacă am trecut și printr-o accidentare. Mă bucur că colegii și clubul au fost alături de mine, m-au ajutat să trec peste acest lucru și zic eu că mi-am revenit în totalitate și am făcut o treabă bună pe tot parcursul anului. Ce crezi că s-a întâmplat în jumătatea asta de sezon de până acum, comparativ cu ultima parte a sezonului? Cred că Farul era recunoscută pentru felul în care se apăra, iar acum apărarea este practic punctul nevralgic al lui. Da, într-adevăr, este o diferență foarte mare față de sezonul trecut, cel puțin pe faza de apărare, dar zic eu că și celelalte echipe, văzând în anul trecut ce fotbal am jucat, au venit și ne-au tratat altfel și nici noi n-am mai fost la fel ca anul trecut și lucrul acesta s-a văzut, cel puțin pe faza de apărare. Da, a trebuit să avem o reacție după perioada mai puțin bună pe care am avut-o. Mă bucur că am putut să luăm aceste puncte. Din păcate n-am reușit la Sibiu contra celor de la UTA să marcăm, dar am venit cu un punct din deplasare. Acest lucru a fost ok, să zic așa, și ne pregătim pentru aducerea celor 3 puncte de mâine. Cu siguranță, este capitanul nostru, este un jucător de bază în această echipă, dar zic eu că noi care vom intra pe teren vom acoperi acest post și sperăm să facem o treabă bună. Ultima întrebare de la mine și după aia las cu regii. La ce te aștept de la 2024? În primul rând să ne îndeplinim obiectivele, să joc cât mai mult, personal, pe plan personal, și restul vor veni de la sine. Da, sărbătorile vor fi fericite, pentru că le petrecem alături de familie, alături de cei dragi. Dar cu siguranță, cu 3 puncte în plus, vor fi mult mai ok pe plan profesional și sperăm să facem acest lucru. Faptul că Rapid se confruntă cu unele absențe pe plan ofensiv, crezi că vă poate ușura misiunea? Nu ne-am gândit la cine lipsește, cine nu. Au jucătorii cu experiență, jucători buni. Sunt o echipă puternică a campionatului și cu orice jucător vor veni, zic eu că va fi o nucă greu de spart. Marian, ultimul meci al anului, cum vezi partida cu Rapid? O văd ca o partidă extrem de dificilă, cum a spus și Mihai. Trebuie să tratăm jocul cum am tratat și ultimele jocuri din acest an, serioși, cu atitudine, cu încredere. Și trebuie să intrăm pe teren doar cu gândul de a lua cele 3 puncte. Farul n-a pierdut de 3 meciuri, pe de altă parte Rapid n-a mai câștigat de 5 partide. Prin prisma acestui fapt, este Farul favorit la acest meci? Pur și simplu chiar nu mă interesează ce au făcut ei în ultimele etape. Pentru mine important este ce o să facem noi în teren. Dacă noi o să facem lucrurile cum trebuie și ce am pregătit la antrenament, sunt convins că o să reușim să luăm cele 3 puncte. Mai sunt întrebări? Ok. Așa, cum vezi anul ăsta? Cum a fost pentru tine? Per total, cu bune, cu rele,
Pot spune că a fost un an chiar foarte bun. Dacă în prima parte a anului până în vară am reușit să câștigăm campionatul, ceea ce a fost fantastic, acum pe partea a doua a anului a fost o perioadă mai dificilă, să pot spune așa. Nu cu rezultate foarte bune, dar ușor, ușor am încercat să ne revenim și important e să terminăm anul cu bine. Cu o victorie, Moș Crăciun o să fie mai darnic, așa? Să sperăm. Îl așteptăm. Bine, și ultima impresie contează, nu? Bineînțeles, da, trebuie să terminăm anul cu dreptul ca să ne reîntoarcem cu forțe proaspete. 2024 poate însemna pentru tine și Euro? Dacă evoluțiile mele sunt bune și echipa pare rezultate, sunt convins că o să vină și convocarea.